Voi faceți experiențe cumva și pe voi în fiecare zi, pentru că trăiți și preluați din problemele pe care le-au bolnavi, din bolile pe care le-au. Cum e în terapie intensivă între Hipocrate și Dumnezeu? E la mijloc. E la mijloc, E da? acolo și e locul unde medicina își dă clar mâna cu Dumnezeu, și nu cred că e un neajuns. Multă lume se ferește să alăture știința medicală de religie și de Dumnezeu. Se tem de faptul că cele două lumi nu se pot întrepătunde. Dar eu cred că este exact locul unde cele două lumi se pot atinge. Și mai mult decât atât, cred că Dumnezeu și religia reușește să îi dea aceste științe medicale infinitul. Pentru că, de altfel, dacă nu ar fi această întrepătundere, știința medicală ar avea o limită. Tocmai Dumnezeu ne dă posibilitatea să trecem dincolo de această limită și nu de puține ori am trăit cu toții lucruri inexplicabile, nu de puține ori am văzut cum oamenii au avut anumite evoluții imprevizibile și cu toții ne-am bucurat pentru pentru această evoluție. Dar uh, întotdeauna când, uh, când privim medicina și privim medicul, el nu este altceva decât uh, un instrument în toată această lume prin care Dumnezeu și uh, creația își exercită toată, toate atribuțiile. Pentru că până la urmă, astăzi, Dumnezeu nu mai coboară de pe muntele tabor să dea nu. Să dea anumite indicații, e, probabil că nu o să mai vedem astfel de minuni, însă vedem minunile pe care Dumnezeu le face prin fiecare dintre noi. Uh, cred că dacă am fi atenți și oarecum detașați un pic de lumea aceasta agitată, am fi capabili să vedem de mai multe ori modul subtil pe care Dumnezeu îl are în viața noastră. Bine, tu ești și la granița asta foarte fină între lumii, ca să zic așa, Radu pentru că odată a ajuns în terapie intensivă, bolnavul poate să plece în oricare dintre cele două luni. Poate să se facă bine și să meargă acasă, dar poate de asemenea să tracă acel prag. Și vreau să te întreb în decursul experienței tale, care au fost cazurile care te-au impresionat? Cazuri de oameni cărora științific medical nu le dați prea multe șanse, pacienți care au simțit că medicul rezonează cu ei și că îi ajută foarte mult dincolo de medicină. Cred că pe toți să știi, putem să-i trecem pe această listă, pentru că un om care se zbate săptămâni sau luni de zile între viață și moarte, este o experiență extrem de intensă. Acești oameni cu toții pleacă de acolo cu o nouă revelație asupra vieții. Fiecare își reconsideră în mod fundamental toate noțiunile legate de viața lui. Pentru că această baletare între viață și moarte este un moment greu, dificil, un moment de suferință, un moment care te face să te analizezi mult mai profund și să îți reconsider multe din principiile pe care le aveai înainte. Oamenii aceștia când pleacă din terapie intensivă sunt renăscuți. Sigur, s-a preluat foarte mult ideea aceasta că te-ai vindecat din coma, ai ieșit din coma și ai renăscut. Pare doar o figură de stil, de ea este reală. Oamenii aceștia chiar au renăscut, au renăscut cu o ideologie nouă, mulți dintre ei au uh, rămas extrem de apropiați de biserică, au rămas, uh, au luat-o, unii dintre ei chiar pe calea bisericii, pentru că au înțeles că șansa de viață a fost dată de Dumnezeu și, sigur, medicul a fost un mic intermediar în această, în această șansă și mulți dintre ei înțeleg că dacă Dumnezeu le-a mai dat o șansă să scape de acolo din ghearele morții, cu siguranță nu pot face ceea ce au făcut până atunci, pentru că, în mod clar, această nouă șansă la viață are un alt scop. Și mulți și-au reconsiderat atitudinea, mulți au încercat să-i ajute pe ceilalți, au încercat să creeze anumite așezăminte pentru protecția copiilor, pentru protecția bătrânilor fără adăpost și așa mai departe. Pentru că îți creează această energie intensă pe care o simți în momentul ăla, îți creează uh, o nouă idee despre scopul tău în această lume. Hai, dăm exemple concrete, Radu, pentru că sunt convinsă că oameni treziți din comă, poate oameni treziți din așa numitele mors clinice. Ți-au povestit lucruri, nu? Evident, fiind la capătul lor atâta timp. Dăm exemplu de câteva cazuri care te-au marcat. Sunt oameni care nu fusese până la 50 de ani niciodată la biserică. Și cum s-au trezit din comă, au cerut să vină preotul, pentru că au vrut să se spovedească, au vrut să scape de acele păcate pe care ei le aveau pe suflet, acele păcate pe care nu le-au spus niciodată și evident că în starea de comă ceva s-a întâmplat pentru că după ce stai, nu știu, trei săptămâni în comă, să te trezești și să spui că vrei să vorbești cu preotul pentru că ai să-i spui ceva, e clar că în interior, în subconștientul tău, despre care nu știm foarte multe, mai ales în momentele acelea de comă, e clar că ceva te-a apăsat suficient de mult încât primul lucru, n-ai cerut nici să-ți vezi familia, n-ai cerut nici să ieși să te plimbi, să ieși la aer, să vezi natura, să te uiți la televizor, ai cerut să vină preotul pentru că ai să-i spui ceva. Sigur, ce a spus nu știm, pentru că n-am participat și n-am ascultat această destăinuire, această spovedanie, dar cu siguranță, acele păcate pe care persoana respectivă era un bărbat le-a avut, cu siguranță l-au marcat. El știa că ele sunt undeva acolo și după ce a renăscut uh, pentru a doua oară s-a gândit că trebuie să scape de ele. Și a fost extrem de important pentru că ulterior înțeleg că a rămas chiar într-o relație extrem de apropiată cu uh, preotul respectiv. Au fost de asemenea persoane care au avut tot felul de vise, le catalogau ei sau de uh, momente. Care au simțit prezența cuiva în starea lor de comă, au simțit că o persoană pe care nu o cunoșteau și pe care o vedeau nu foarte clar sau nu o puteau identifica era cu ei în acele momente. Mulți dintre ei s-au dus ulterior și au încercat din răzputeri să găsească numele acelei persoane. Am avut o pacientă care, după ce a stat o perioadă de timp în comă și a plecat din spital, Spunându-ne că într-adevăr a văzut uh, și a simțit un, prezența unei persoane în starea ei de comă, când s-a reîntors peste câteva luni uh, la spital, s-a întors să ne spună că a găsit și persoana și a identificat-o. Era vorba de un sfânt pe care l-a găsit undeva pictat. Deci toate aceste elemente câteva pe care vi le-am enumerat aici pot fi mult mai multe, dar vă spuneam din cauza agitației noastre zilnice uneori nu mai dăm atâta importanță unei astfel de stăinuri când ți-ar spune un pacient că a simțit ceva pare că, care i s-a părut că nu e, la fel, nu e așa de uh, normal sau e o energie subtilă o energie care l-a mișcat. De multe ori trecem repede peste pentru că avem foarte multă agitație la locul de muncă. Dar cred că ar trebui să privim cu mai multă atenție pentru că oamenii ăștia ne pot da niște informații, nu neapărat certe, concrete, dar ne pot face măcar să ne gândim la ceea ce ne-au spus și să investigăm dacă nu cumva povestea lui va mai fi găsită și în altă parte sau alt pacient retrăiește aceeași tip de experiență.